Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Gorj Obiectiv, o nouă ediție. În această seară v-am promis o ediție specială cu politicianul momentului, pentru că, da, îl vedeți pe micile ecrane, George Simion, liderul AUR și politicianul momentului, așa cum l-am numit eu, este aici în studiourile TV Sud. Va face dezvăluiri în această seară, va spune ce a făcut în Gorj și care sunt planurile sale pentru acest județ, pentru că, da, George Simion, așa cum v-a obișnuit, luptă și pentru județul Gorj și îl interesează problemele care sunt aici și știm foarte bine că acestea nu sunt puține. Ne va spune în această seară așadar ce a făcut, ce a văzut și ce a discutat cu oamenii, pentru că a avut întâlniri și cu liderii din cadrul complexului energetic Oltenia, un complex care știm foarte bine că este într-o situație incertă și iată că aflăm că România, surpriză, a cerut Comisiei Europene să secretizeze planul de restructurare al acestui complex. Vom vorbi nu doar despre aceste lucruri și despre tot ce se întâmplă la nivel național, dar și numeroasele controverse care sunt în jurul acestui partid. Așadar, vom discuta despre toate aceste lucruri în această seară cu invitatul meu. Vă mulțumesc tare mult, domnule Simion, că în această seară ați acceptat să fiți aici în exclusivitate în Gorj, în studiourile TV Sud. Bună seara și mă bucur de invitație. Chiar de prea puține ori presa centrală ne dă ocazia să vorbim, așa că profităm de ocazie să comunicăm direct cu gorjenii prin intermediul televiziunii dumneavoastră și prin intermediul emisiunii din această seară, care sper să fie cât mai vizionată. Cu siguranță așa va fi, pentru că sunteți politicianul momentului, domnule George Simion, și am spus-o în numeroase emisiuni aici la TV Sud că sunteți singurul politician din România care în aceste momente are curaj să facă băi de mulțime, pentru că nimeni dintre politicienii actuali nu cred că ar mai avea acest curaj să iasă și să dea piept cu oamenii și să meargă în mijlocul lor, așa cum o faceți dumneavoastră. Dar e firesc, cel puțin dacă am avea o normalitate și dacă am avea o clasă politică care să fie reprezentantă a intereselor poporului. Că așa funcționează o democrație. Dar n-am ajuns încă în acești 30 de ani să avem. Teoretic așa funcționează o democrație și practic nu avem democrație în România. Adică poporul își trimite reprezentanții să îi reprezinte și să îi conducă. Ceilalți de la celelalte formațiuni nu merg printre oameni pentru că ei și-au aranjat într-un fel sau altul funcțiile și reprezentarea politică. Mulți în acești 30 de ani fiind votați că păreau puțin mai puțin răi decât cei care erau în acel moment la conducere și s-a tot întâmplat această rotativă când conducea PSD-ul, când conduceau ceilalți, cam așa a fost. Sau împreună. Până acum au condus prea puțin împreună. 4 ani conduceau unii, 4 ani ceilalți. 4 ani unii erau perfect înțeleși, voiau să fie înțeleși și acum. Până în 2024 trebuiau liberalii și din 2024 încolo se pregăteau socialiștii. Așa era înțelegerea făcută. Le-am stricat-o dându-l afară pe Câțu, le-am stricat-o anunțând suspendarea lui Klaus Iohannis și i-au împreunat. Și au zis, păi cât ne-au mai rămas? Ne-au mai rămas 7 ani. 7 ani de acum conducem împreună liberalii cu socialiștii, care erau împreună și până acum, doar că nu-i văzuse, făceau jocul ăsta de a puterea și opoziția. De fapt, era partidul unic până acum. Noi mergem în rândul oamenilor ca să le ascultăm în primul și în primul rând păsurile și să vedem ce putem face. E normal ca parlamentar să nu-ți dea prea bine când te mai huiduie unul. Că poți să fii tu și cel mai popular om de pe planetă, tot nu ai unanimitate de gândire și tot poate să te aplaude 100, dar să strige unul după tine. Trebuie să ai stomacul tare pentru așa ceva și prea puțini dintre... Și dumneavoastră pare că nu vă deranjează nici. Nu mă deranjează. Uitați, ați venit și dumneavoastră și ați filmat la Motru.
A mutruierat cineva peste drum care striga hu, hu, hu. Asta e viața. O voce mai slăbuță puțin. Normal. Așa. Nu contează, din respect. Dar era teamă de ceva, de susținătorii dumneavoastră? Eu știu. Nu știu de ce. Că știi ce s-a întâmplat cu acel episod cu Cerneala? S-a spus că bărbatul care ar fi aruncat cu Cerneala în dumneavoastră ar fi fost atacat de susținătorii dumneavoastră. Nu, bărbatul acela a fost predat poliției pentru că a făcut un lucru care nu se face și o să vedem care e cazul acolo la Iași. Ba chiar s-a zis că mi-am aranjat eu singur să-mi arunce cu Cerneală. De ce? Bine, care ar fi fost avantajul? Nu știu, probabil nu m-am jucat suficient cu vopselele când eram mic și aveam acest interes. Nu, și acum la Târgu Jiu, o doamnă care voia sediu neapărat, sediu, avem sediu la Târgu Jiu, de parcă eu sunt furnizor de sedii și de funcții. Dar se cer funcții aici la Gorj, că am înțeles că foarte multe persoane au încercat să plece peste, să treacă peste conducerea interimară de aici, de la Gorj, pentru că nu avem un președinte de plin și, eu știu, poate prin dumneavoastră, prin alte persoane de la centru să încerce cumva să vină și să vă ceară să preia organizația de aici, de la Gorj. Au venit mulți și veniseră ceva de genul dați-ne județul, nu doar în cazul Gorjului, că nu, din punctul ăsta de vedere nu sunteți speciali. Dați-mi județul Olt, dați-mi județul Gorj. Eu n-am județul ca să ți-l dau și nu așa funcționăm. Ei s-au învățat cum funcționează partidele sistemului și partidele clasice. Iau un județ și ei taie și spânzură și în schimb oferă avantaje financiare. Nici nu așteptăm avantaje financiare, nici nu dăm funcții, bani de asta nici nu avem și nici nu vom avea prea curând un președinte pe județ. Noi avem doar 2 ani de existență cu Partidul AUR și așteptăm să construim, dar nici... Să înțeleg că nu aveți în plan să organizați alegeri în filialele din țară. Nu, în niciun caz. Alegeri se organizează când avem niște structuri mature, capabile să ia niște decizii și când găsim oameni care trec testul timpului. Pentru că cineva poate să disimuleze o perioadă de timp, o săptămână, o lună, dar noi vrem să construim temeinic pentru că partidul nostru va conduce România și nu putem risca să avem indivizi duplicitari care să ne reprezinte în teritoriu. Și trebuie să treacă foarte multe teste. De asta nici în Gorj, dar nici în celelalte județe ale țării nu avem președinți de filiale. Și cine vine, toată lumea este binevenită. Muncim împreună. Sunteți mulțumit de conducerea de la Gorj? Sunt mulțumit de oamenii care ne reprezintă peste tot și în Gorj, și în Olt, și în Dolj și sperăm să o facă în continuare. În momentul, eu am o problemă, în momentul în care ni se cer funcții, în momentul în care se cer beneficii, acum când suntem în opoziție. Dar sunteți al doilea partid în România. Da, suntem în al doilea partid în România. Asta nu înseamnă că trebuie să-l plătesc pe cineva sau trebuie să asigur sedii sau secretare sau și așa mai departe. Dacă ei, că sunt unii care fac așa, cer remunerații și avantaje. Dacă ei fac acum când sunt în opoziție, păi înseamnă când o să fim la putere, încep să ne șantajeze, cum fac și la celelalte partide, se creează baronii locali, că inclusiv de aici, din Gorj, a pornit sintagma asta cu baronii locali de la Mischie și Ponta. Și nu vom avea așa ceva, șantaj de genul ăsta. Toată lumea e membru, toată lumea vine aici să dea, nu să ia. Asta le repet și m-am dus în fiecare filială și am vorbit cu membrii și le-am zis să nu vă așteptați că îmi dați om la Apele Române sau la Apele Minerale sau la Mines și așa mai departe. Că așa se obișnuiește la partidele care au fost până acum, la partidele clasice, partidele sistemului. Fiecare filială primea secretar de stat la finanțe, secretar de stat la mediu și așa mai departe. Asta e idioțenie. Și de multe ori nu foarte... Nu trimiteau specialiști, trimiteau chirneri la Apele Române, de asta dădeam exemplu. Nu. În AUR nu avem funcții în momentul ăsta, toată lumea vine să muncească. Faptul că fiecare județ
îmi trimite, avem 9 comisii de specialitate pe planul viitoarelor ministere și a guvernului din umbră pe care îl vom forma și îl vom anunța până la sfârșitul lunii martie. Faptul că oamenii aceștia încep să lucreze de acum, faptul că identificăm la finanțe, la economie, la agricultură, pe mine, oameni buni cu care începem să lucrăm acum, cu care începem să elaborăm strategii pe care le vom implementa. Și oamenii aceștia muncesc de acum la elaborarea acestor planuri și le gândesc și vor ști să le implementeze, da, să ne dea toată țara, pentru că e nevoie de meritocrație și noi avem un mare avantaj cu Partidul Aur. Nu am apucat să devenim șantajabil pentru voturi la Congres ca să ajungă unul sau altul președinte și nu ne-am baronizat și nu am creat pol de putere. Și voi face tot ce îmi stă în puteri ca să nu se întâmple lucrul ăsta, ca să nu devenim un partid clasic, ci structurile noastre să fie structuri care să lupte pentru țară, nu pentru propria înavuțire. Pentru că altfel n-am face decât să creăm încă un partid care înțează tot aparatul de stat, practic o să ocupe ierarhia de stat cu oameni care nu sunt profesioniști. Asta au făcut partidele. Asta au făcut partidele până acum. Și au pus membrii de partid în structurile de stat și au pus oameni nepregătiți. Adică cine le-a făcut un serviciu, fie că a lipit afișe, fie că, uite, eu în seara asta trebuie să ajung de aici, din Târgu Jiu, până în Vâlcea. Păi dacă mă duce acum cineva de pe aici și devine, se împrietenește cu mine, după aia o să vrea mai departe și pentru fata lui să o pun undeva la un minister. Așa a funcționat România, de asta am ajuns parțial și de asta am ajuns unde suntem. Și nu vreau să greșim, e prea important. A greșit USR-ul. USR-ul reprezenta o speranță pentru o parte dintre români. Și a dezamăgit. A dezamăgit. Au avut 4 ani să se pregătească pentru guvernare și în 2020, când au venit, n-am înțeles nimic din ce au vrut. Deci nu vreți să se repete cumva? Asta e cea mai mare preocupare, pentru că noi AUR vom ajunge la guvernare. Sunteți convins că până în 2024 AUR va rămâne cel puțin la același procent pe care îl dau acum sondajele? Sondajele ne dau la un procent mai mic decât suntem în realitate. Să ne aducem aminte doar faptul că în afara unui institut de sondare a opiniei publice, respectiv sociopolului Mirel Palada, toate celelalte case de sondare a opiniei publice n-au spus nicio clipă că e un partid care trece pragul și nu eram acolo la 5%, am luat 10%. Păi, dublu. Da, nu eram la marja de 3% pe care o prezintă ei mereu. Noi am luat 10% și nicio casă de sondare nu ne-a dat. Așa că nu prea îmi pun eu baza în aceste sondaje de opinie. În schimb, iau pulsul societății și asta am făcut și astăzi. Am fost în Corabia, am fost în Caracal, în Motru, în Rovinar și la final în Târgu Jiu, de unde m-am grăbit ca să fiu în fața telespectatorilor și îmi cer scuze încă o dată celor peste 100 de gorjeni care au venit să mă vadă în fața prefecturii aici, că am plecat după ce am ținut discursul și n-am mai rămas să facem poze și să vorbim diferite probleme. Am luat multe petiții din partea lor, că a trebuit să venim să facem emisiunea, așa cum v-am promis. Am avut programul puțin decalat, dar anunțasem că de la 7 un om de cuvânt și vă mulțumim tare mult pentru încercăm acest lucru. Încercăm să ne ținem de cuvânt cât mai mult. De multe ori, dacă lucrul ăsta nu e posibil, e bine să vii în fața oamenilor și să explici din ce motiv nu te poți ține de cuvânt, pentru că altfel vei dezamăgi. Asta, de fapt, în mare, e cea mai mare grijă a mea, să nu dezamăgim, pentru că eu personal am fost dezamăgit, chiar dacă am 35 de ani, la 10 ani am fost dezamăgit de Emil Constantinescu, care trebuia să reprezinte schimbarea și m-am dus și l-am convins pe bunicul meu de la țară, din țara Vrancei, să hai tataie, mergi și votează schimbarea, votează cu Emil Constantinescu și cu convenția. Și am fost dezamăgit. Am fost dezamăgiți cu Traian Băsescu. Întotdeauna am fost puși să alegem între două rele și după aia ne-am trezit că n-au făcut nimic și
știți, un caz celebru, nu mai vreau să-l pomenesc acum, care tot zicea cum taie el pensiile speciale în 30 de zile și lumea l-a crezut, l-a pus acolo, au câștigat alegerile și n-a făcut nimic. Nu s-a întâmplat acest lucru nici până astăzi. Omul ăla nu cred că mai are curaj, el nu mai are curaj să facă o postare pe Facebook că îl înjure lumea, dar pui să meargă printre oameni. Cred că sunteți cel mai celebru și în mediul online, din ce am studiat eu și am verificat, chiar mai celebru decât președintele României, Klaus Iohannis. Îl bateți și la comentarii și la tot în mediul online și încrederea domniei sale a scăzut foarte, încrederea populației în domnia sa a scăzut foarte mult în ultima perioadă și iată, dumneavoastră faceți demersuri pentru suspendarea lui Klaus Iohannis. Spuneți-mi dacă dumneavoastră credeți că o să aveți succes cu acest demers și o să duceți la îndeplinirea acest plan. Și am văzut că foarte multă lume și în Gorj, cei care nu au semnat, pentru că au fost și foarte mulți care v-au spus noi am semnat, însă cei care nu au făcut-o v-au cerut acea foaie pentru a se trece și pentru a semna pentru demiterea lui Klaus Iohannis, suspendarea lui, și am văzut chiar o bătrânică de 89 de ani, dacă nu greșesc, că a coborât de la etajul 3 pentru a veni lângă dumneavoastră și pentru a semna pentru suspendarea președintelui. Săraca. M-a impresionat mult. Eram în piață, în Motru, trecusem pe lângă mai multe blocuri și ieșise o bătrână la geam și ne-a salutat. Și când am văzut-o în piață lângă mine... A venit în pijama după... În pijama, în halat, și a venit să semneze. M-au impresionat azi multe doamne pe care le-am văzut gonite, niște doamne de la țară gonite de polițiști pentru că nu aveau voie, și de veterinari, că nu aveau voie să vândă găini în piață, alte doamne care au plâns, pur și simplu au plâns pentru că le veniseră facturile 300, 400, 800 de lei și nu aveau cum să plătească, având o pensie majoritatea. Mulți colegi de-ai mei din Parlament nu înțeleg lucrul ăsta. Majoritatea pensionarilor au pensii mizerabile, pensia de CAP de 800 de lei, 900 de lei, 1200, și din banii ăștia n-ai cum să trăiești. Mai acum ei se descurcau cât de cât și au venit facturile și i-au destabilizat total. Bătrâni în piața din Motru care veneau să vândă urzici. De la Dolj, din județul vecin. Da, din Coțofeni, Dolj, venise să vândă urzici. Și ați cumpărat toată marfa pentru a o putea lăsa să plece acasă. Trebuie spuse, domnule Simion, aceste lucruri, deși dumneavoastră nu vă lăudați cu aceste gesturi, însă sunt gesturi pe care mulți nu le știu și poate ar trebui. Și aș vrea să vă întreb în acest context, pentru că iată, prin prisma meseriei mele, să nu se înțeleagă altceva, am fost alături de dumneavoastră prin mai multe locuri din țară și am văzut că foarte mulți români vin la dumneavoastră și vă îmbrățișează și cu lacrimi în ochi vă cer să candidați și să fiți președintele României. Aș vrea să vă întreb dacă ați luat în calcul acest lucru și mai mult decât atât aș vrea să vă întreb cum ați convins această categorie care știm foarte bine că vota cu Partidul Social Democrat și era de neclintit în această, aș schimba această opțiune. Românii simpli au fost jigniți de-a lungul vremii. Eu însumi am auzit pe parlamentari de la USR vorbind despre pensionari sau despre oameni de la țară sau despre oameni săraci, spune-le știrbii aia, că n-au dinți în gură. Și eu vin, mine m-au crescut bunicii la țară, care tataia era și el știrb. Tataia fusese tractorist, făcuse 7 clase, dar când am venit eu prin clasa 8-a și mă întreba din geometrie, mă depășea la orice și era foarte inteligent, pentru că astea fuseseră condițiile. Un om de la țară care n-a apucat să se facă mare carte. Și eu sunt din rândul oamenilor și empatizez cu oamenii și ascult. Și de asta am și vrut, când am intrat în politică, n-am intrat pentru mine. Eu am intrat în politică pentru că am fost blocat de guvernul de la București în cauza reîntregirii și am zis de la început,
eu o să-mi donez viitoarele venituri, nu mă interesează să mă căpătuiesc, nu mă interesează să fac averi, că e cel mai urât, cea mai urâtă categorie socială politicianul în România, datorită felului în care au distrus țara 32 de ani. Îmi zicea azi un domn în Caracal, domnul Simion, știi ceva, n-au făcut nici austro-ungarii, nici rușii, nici fanarioții atât de mult rău și nicio ocupație din România cât au făcut ăștia în 32 de ani, insectele astea, lăcustele astea. Și nu vreau să fac asta. De asta îmi donez 90% din indemnizația de parlamentar, pentru că oricum eu arăt zi de zi ce se întâmplă în Parlament și pentru că oricum un parlamentar are multe alte beneficii. Mașină, telefon, diurnă, chirie, transport, e o grămadă care îți permit să nu ai grija zilei de mâine. Și atâta timp cât nu am această grijă, vreau să arăt și donez în fiecare lună acești bani. Câteodată mai fac video cu oamenii cu care, și cu cazurile pe care le ajut, tocmai ca să arăt că nu sunt la fel ca ei, pentru că nu sunt. Pot fi acuzat de multe lucruri și unii mă fac extremist pentru că iubesc istoria națională și pentru că unii colegi de-ai mei au mai avut unele mici derapaje, dar pot fi acuzat de alte lucruri, dar să nu mă acuze lumea că sunt din tagma jefuitorilor, cum zicea Tudor Vladimirescu. A venit o fetiță tot la Motru, care era de la Padeș, și venise cu mama ei, venise cu Alexandra. Tatăl fetiței murise când Alexandra avea 6 ani și m-a impresionat. Și Tudor Vladimirescu spunea că țara e poporul, nu tagma jefuitorilor. Și aveți cu ce să mă mândriți aici în Gorj cu Tudor Vladimirescu și cu Constantin Brâncu și cu mulți alți duși. Care nu sunt apreciați la valoarea care ar trebui să fie apreciați, pentru că aici sunt, eu știu, niște lucruri pe care nu se pun preț și de mult autoritățile, atât locale cât și județene, au uitat să organizeze evenimente de o amploare pentru a promova aceste lucruri. Aș vrea să vă întreb, domnule Simion, cum credeți dumneavoastră că, eu știu, de fapt, nu vă este teamă de faptul că la un moment dat, pentru că spuneați că AUR va ajunge la guvernare, nu vă este teamă că odată ajuns la putere vă veți pierde mințile, să spun așa, și poate veți deveni clasicul politician, așa cum îl descrieți dumneavoastră? Este un pericol, nu neapărat clasicul politician român e ăla care umblă să se căpătuiască și să se navuțească și umblă după averi. Așa n-ajung, exclus. Să nu ajung să-mi ia mințile puterea încât să mă cred dictator sau invincibil sau ăsta ar fi riscul cu mine și caut să fiu de fiecare dată cât mai smerit și cu picioarele pe pământ, pentru că cu toții suntem trecători și e greu să fii smerit și să stai cu picioarele pe pământ când foarte mulți oameni sunt alături de tine și sau când îți scandează numele lucru care nu prea îmi place În mod deosebit. Provocarea pe care o avem, că eu o să am grijă să rămân cu picioarele pe pământ, provocarea pe care o avem este să redresăm țara. Devine din ce în ce mai greu și nu vreau să așteptăm până în 2024. Nu v-am răspuns la o întrebare mai devreme legat de Klaus Iohannis. Avem șanse. Dacă presiunea crește, și de asta organizăm meeting-uri, de asta organizăm această strângere de semnături, dacă crește presiunea socială, nu va mai suporta să deconteze electoral nici USR-ul, nici PSD-ul, care scad în sondaje și noi creștem. Și o să facă pasul, cred eu, pentru suspendarea și după aia pentru demiterea lui Klaus Iohannis. Că ține doar de ei. Dacă și PSD-ul sau USR-ul o să vrea, se strâng semnăturile necesare și vom avea un vot în plenul Parlamentului. Ați reușit doar cu cei de la USR? O să-l rog pe colegul meu din regie să oprească aerul condiționat, să nu răcim. Nu trebuie să răcim, că mai avem multă treabă de făcut pentru țară și trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Cu cei de la USR am reușit să avem numărul de semnături necesare.
ca să existe, să existe votul în Parlament. Și mi-e greu de crezut că după aceea cei de la PSD vor vota împotriva unui viitor referendum pentru demiterea lui Klaus Iohannis. Klaus Iohannis care este în pierdere mare de popularitate și vom reuși, spun eu, să avem un vot pentru demiterea lui. Nu mai e ca în cazul lui Băsescu, alt președinte foarte nepopular în al doilea său mandat. Este suficient acum un prag de prezență de 30% și 50% plus unul dintre cei care merg la vot. Deci poate fi demis dacă PSD-ul se decide să nu mai fie un accesoriu la brelocul domnului Klaus Iohannis și să nu-și dezamăgească electoratul și să nu-și-l pierdă. Să nu și-l pierdă. Vă gândiți în 2024 la o candidatură? Știu că ați mai răspuns la această întrebare și ați spus că nu, însă văzând această, eu știu, cererea poporului, până la urmă, domnule Simion, că, repet, am auzit oameni și nu doar unul, doi, ci foarte mulți venind la dumneavoastră și cerându-vă să candidați la alegerile prezidențiale. Am 35 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc frumos, la fel. Am intrat în politică de 2 ani. Am multe de învățat. Am învățat enorm în ultimul an. Mai am chestii pe care trebuie să le îmbunătățesc, multe chestii pe care trebuie să le îmbunătățesc și să învăț. O să învăț, o să îmbunătățesc aceste lucruri. Credința mea este că avem oameni foarte capabili care pot ocupa fotoliul de la Cotroceni, sper să-i determin, sper să-i conving. Vom lăsa oamenii să aprecieze până în 2024 cine este cel mai potrivit român care să ocupe scaunul de la Cotroceni, pentru că viitorul candidat Aur va intra cu siguranță în turul 2 și are o șansă bună să ocupe acel fotoliu de la Cotroceni. Și eu care mă duc în fața oamenilor și le spun, vom da țării președinte român, în sfârșit un om care își iubește poporul, vom da țării o guvernare capabilă, n-am voie să greșesc în alegerea pe care o fac. Așa că vom vedea în viitorul apropiat, în următorul an. Vă dați seama că trebuie să fie un candidat foarte bun, pentru că dacă nu, nu veți face decât să-i ajutați pe cei de la PNL, pe cei de la PSD să dea un președinte României după foarte mulți ani. Da. De asta cred că cel mai bun om este cel ales de români, adică trebuie făcut mai întâi un test și niște sondaje de opinie, chiar eventual un vot pe segmentul național, ca să fie cel mai potrivit candidat și cel omul care are cele mai mari șanse să bată candidatul. Vom vedea, PSD, PNL, USR, care intră cu candidatul Aur în turul 2. Aș vrea să vorbim, pentru că nu ne mai permite timpul să vă rețin foarte mult și apreciez pentru timpul pe care ni l-ați oferit, să vorbim puțin despre județul Gorj și despre acest complex energetic Oltenia. Știu că dumneavoastră cunoașteți foarte bine această problemă, ați fost la un moment dat și alături de protestatarii din piața prefecturii din municipiul Târgu Jiu. Astăzi v-ați întâlnit cu oameni care v-au întrebat, pentru că culmea, în țara democratică România există o lege în vigoare adoptată, promulgată de președintele României, care nu este aplicată. Care nu se aplică. E o bătaie de joc pentru oamenii care au muncit și au muncit din greu, nu cum fac mulți dintre colegii mei parlamentari care vin la muncă lunea, marțea și uneori miercurea. Și acum au o lege trecută prin Parlament care nu se aplică. Eu le-am zis oamenilor, repet, acum vinovat este Dan Vâlceanu și celebra lui mamă, Dan Vâlceanu, care e un tip foarte influent, e secretarul general PNL-ului, blochează aplicarea acestei legi. E un om care are importante interese în domeniul energetic. Vorbim aici de Gorj, vorbim de CEO Oltenia, dar vorbim de un județ al energiei, pentru că avem petrol la Țicleni, pentru că avem Turceniu Rovinariu, pentru că avem hidrocentrale pe râul Jiu care sunt gata într-un procent de 98% și nu sunt puse în funcțiune din cauza unor interese obscure.
Ei, în acest județ nu este posibil ca să se plătească asemenea facturi pe energie odată și nu este posibil, cred că aici nu mi-a reproșat nimeni, că i-am întrebat pe toți, sunt eu vinovat că l-am atacat frontal pe ministrul energiei care de 2 ani e în funcție și care n-a făcut nimic, ba din contră, a făcut un plan care prevede închiderea CEO Oltenia a rovinarului. Și culmea, mai și cere Comisiei Europene să-l secretizeze. De ce? Pentru că este frică de ce și-a asumat acolo, deși nu i-a cerut nimeni să semneze acea chestiune. Omul ăsta, dacă nu e incompetent, este, poate fi acuzat de trădare națională la, și atac asupra economiei naționale. De ce să închizi, mai ales când ai o criză energetică, de ce să închizi acest domeniu? Este absolut ilogic dacă stai să te gândești, dacă stai să analizezi. E, în sectorul energiei, noi venim în fața gorjenilor și le spunem că petrolul României, cărbunele, lignitul pe care îl avem în țară și resursele solului și subsolului trebuie să aparțină românilor și că vom reporni extracția minieră și vom stabiliza sistemul energetic românesc pe termen mediu și lung. Pe termen scurt trebuie revenit la piața energetică reglementată, la oprirea plecării energiei produse în România la bursa de la Viena, de unde să vină de 4 ori, 5 ori mai scump. Este ilogic acest circuit. Primii vinovați sunt traderii de energie, adică nu primii beneficiari, că primii vinovați sunt cei care au condus și au luat aceste măsuri antinaționale și Klaus Iohannis, care a venit cu lecția învățată de la Bruxelles. Sunt niște programe nocive pentru o țară săracă cum e România, Green Deal-ul ăsta, politica verde a Uniunii Europene, au mai venit cu un plan, se cheamă Fit for 55, care vizează anul 2055, când nu vom mai avea mașini pe combustibil fosil, ci doar mașini electrice. Ce nu spun birocrații de la Bruxelles e că și cele mașini electrice o să polueze, că nu se construiesc acele mașini din materiale reciclabile. Da. Materialele alea nu sunt reciclabile și vor ajunge și ele să polueze și vom avea o criză a bateriilor și a resurselor, pentru că o să trebuiască foarte multe baterii dacă o să ai mai mașini electrice. Bun, și atunci v-aș întreba, pentru că domnul Dan Vâlcea nu era în opoziție și își făcea campanie electorală, se pregătea pentru aceste alegeri și se poza, domne, eu știu, își punea cizmele în picioare și mergea prin cariere, se poza în Nămoale cu minerii, spunea că va salva acest complex, că îi va scoate la pensie. Domnul Pecingină stătea și făcea, intra în greva foamei alături de acești mineri și energeticieni. Și acum vedem cumva că nu numai că le întorc spatele, însă i-au și jignit în repetate rânduri în mod direct pe acei protestatari care cer de un an aproape să iasă la pensie și iată că din august este legea promulgată și nu se întâmplă nimic. Va mai putea domnul Vâlceanu, domnul Pecingină, să vină aici în Gorj să le ceară acestor oameni votul? Ei vin în Gorj și când am zis după incidentul de luni din Parlament că mai mulți români ar trebui să facă pașnic, ce am făcut și eu. Adică, când văd hoțul, să strige hoțul. Pentru că altfel nu e posibil. Ar trebui să meargă sindicaliștii, cei minerii care au aceste presiuni, să se ducă la cei care au făcut aceste promisiuni și să le strige în față hoții, că nu e nimic antidemocratic, ne acuză de bullying, au inventat cuvinte pe care le-am auzit în școala generală, în liceu. Că facem bullying cu ei. Păi, dar ei fac crimă cu noi. Să vedem. Da. Acum, eu știu, mă iertați, dar nici domnul Virgil Popescu nu a părut prea înfricat. Nu cred că a avut, eu știu, traume după acest mic conflict dintre dumneavoastră Virgil Popescu și domnia sa. Adică, e bărbătește până la urmă, nu a părut... Da, eu l-am făcut hoț, el m-a făcut prost. Acum noi suntem proști că tolerăm hoții ăștia. De atâta timp, dar nu suntem chiar toți proști, așa cum vor să dea impresia. Noi ne-am făcut un partid politic și am intrat
în jocul ăsta democratic. Vor să ne interzică. Vor să ce se întâmplă acolo. Ce vor să-i facă pe români. Le-ați arătat românilor ce se întâmplă acolo. După mulți ani, dumneavoastră transmiteți în direct ce se întâmplă acolo și cum votează acești parlamentari care sunt plătiți din banii românilor și care au fost trimiși de România acolo să facă lucruri bune. Ei nu pot lua mandatul pe care mi l-a dat poporul. Ei îmi pot reduce din indemnizație care e tot din banii românilor. Doar că pe mine acea indemnizație nu mă servește deloc, adică eu îmi donez 90% din indemnizații. Fără teamă de nimic, voi continua să transmit în ciuda noului regulament votat, voi face live-uri din Camera Deputaților. Dacă îmi vor tăia din indemnizație, vor lua din niște copii orfani sau niște copii nevoiași pe care îi ajut de la Alexandra de la Padeș, de la cei trei copii din Braloșița, de lângă Filiaș și așa mai departe. Bine, o să văd eu, o să cer sprijin pe Facebook și pentru copiii ăștia, pentru că le-am promis până în 2024 că o să le dau o bursă și o să văd ce se face. Dar nu renunț la luptă, nu mă intimidează. Nu voi este teamă? Asta voiam să vă întreb. Nu, cred că am anunțat de la începutul anului până acum, mi-au deschis vreo 5 dosare penale pentru niște vinovății din astea, care, mai de care mai lucubrante. Te mai inventează niște da, ultima când am plecat din București în nou turneu pe care îl fac Giurgiu, Teleorman, Olt, Gorj, Dolj, Mehedin și Caraș, mă luau de la un post de televiziune central că ați trimis scrisori la primar. V-ați folosit de post și v-ați folosit, spuneau ei, de poșta militară, dacă nu greșesc. Da, deci am trimis scrisori la primărie și ce am făcut? Cred că ați fost cu mine în prima zi a anului când am fost la Polovragi. Și la Polovragi am vorbit cu primarul de acolo, care e și președintele Asociației Comunelor. Mai vorbisem și cu primarul din Vaideeni. Și vorbisem și cu primarul din Sadu și am aflat că e o problemă la nivel de primar de comune cu grila de salarizare. Și le-am trimis o scrisoare legată de asta, legată de viitoarea reformă administrativ-teritorială pe care Auro va face când ajunge la putere și legat de campania de semnături, că sunt locuitori care vor semneze. Și am trimis aceste scrisori către toate comunele din țară pentru a mă consulta. Le-am dat scrisuri. Mi-a trimis de dragoste, domnul Simion, că atunci puteau să vă acuze că folosiți în interese personale acea poștă militară. Suntem pe final de data asta, chiar am ajuns la final. Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă mâine la Craiova? Toți oltenii se adună în capitala Oltenii, să spunem așa. Da, și voi sunteți fierbinți, că așa e imnul, așa sunt oltenii. Imnul Olteniei. Un roz ne-a dat măicuța noastră Dulcea să fim dintre români cei mai fierbinți, din Olt și până în Gorj și până în Vâlcea și până în Dol și până în Mehedinți. Mâine oltenii se adună așa, pentru a trage un semnal de alarmă care se va repeta la București. Mâine, sâmbătă, la ora 15:30, olteni din cele 5 județe vin în piața prefecturii din Craiova pentru a protesta față de situația facturilor, față de regimul Klaus Iohannis, care a scumpit prețul la carburant, a scumpit prețul la RCA, prețul la alimente și care face viața în România din ce în ce mai insuportabilă. Același lucru îl vom face cu români din toate județele țării și din diaspora, la București, în capitala țării și în fața Palatului Cotroceni, după ce ne adunăm la piața Universității, la sfârșitul lunii, pe 27 februarie. Și am zis eu că veniți cu capre, cu oi, care sunt atâți agricultori sau cu tractoare, care sunteți șoferi de camioane, veniți cu camioane cum protestează cei din Canada, taxiuri, veniți și taximetriști, mașini, veniți cu tot ce aveți în București, că trebuie să dăm acest regim jos. Nu putem să-i lăsăm să-și bată joc de noi până în 2024. Trebuie să ne hotărâm ce cale apucăm. Și noi, AUR, considerăm că trebuie să ajungem la alegeri anticipate cât mai repede.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră aici în studiourile TV Sud și vă aștept cu mare drag oricând veți poposi pe aici, pe la noi, pe la Gorj. Oricând sunt aici, vin la dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor. George Simion a fost în exclusivitate aici în Gorj, la o televiziune, la noi, la TV Sud, evident, pentru că suntem cei mai buni și nu o spunem noi, o spuneți dumneavoastră, cei care vă uitați în număr mare la noi. Vă mulțumesc așadar că ați fost încă o seară alături de noi aici la TV Sud. Rămâneți însă alături de noi pentru că urmează, ca de obicei, principalul jurnal al zilei, iar mai apoi la ora 21, știți foarte bine, colega mea Ana Maria Stoica vă așteaptă aici în platou cu ora adevărului, așadar stați cu noi.